din Gorj simt la fel. Tinerii din Gorj gândesc la fel. Într-o singură voce și cu un singur gând, cu toții îl susțin pe cel mai tânăr președinte din Uniunea Europeană, Victor Ponta, președintele care unește. Mândri că suntem... Victor Ponta, președintele care unește. Staful Alianței PSD-UNPR-PC continuă acțiunile în municipiul Târgu Jiu, acolo unde s-au desfășurat acțiuni de campanie și de susținere a candidatului Victor Ponta. Echipa de campanie, în frunte cu președintele PSD Gorj Florin Cârciumaru, președintele PSD Târgu Jiu Aurel Popescu, vicepreședintele PSD Gorj Iulia Vână, alături de consilierii locali și 20 de tineri și militanți PSD, au străbătut cartierele Drăgoieni și Nouă Mai Drăgoieni, ajungând la fiecare casă pentru a sta de vorbă cu cetățenii și a le explica programul electoral al lui Victor Ponta. Cetățenii și-au arătat încrederea în Victor Ponta pentru că în calitate de prim-ministru a pus economia în mișcare, a reparat nedreptățile și a scos țara din izolarea externă. Ca președinte, Victor Ponta îi va uni pe români, va aduce bunăstare și pace socială și va lupta pentru construirea României puternice. Împreună pentru Victor Ponta, președinții tuturor partidelor care îl susțin pe candidatul social-democrat în cursa alegerilor prezidențiale s-au așezat astăzi la aceeași masă. Cu toții și-au exprimat convingerea că pe 16 noiembrie cele mai multe voturi le va obține candidatul de stânga. Primul care a luat cuvântul a fost liderul PSD Gorj. Părerea mea că nu întâmplător cei prezenți au venit lângă noi numai de dragul de a veni, și și-au dat seama că Victor Ponta este singurul candidat care poate să facă ceea ce și-a propus prin programul său, lucru care de fapt l-a și demonstrat prin activitatea desfășurată, prin acțiunile pe care le-a desfășurat ca prim-ministru. Alături de PSD a venit astăzi reprezentantul PLR Gorj. Suntem iată aproape de finalul eforturilor comune depuse în această campanie după 2 noiembrie. Cred că fiecare dintre noi, în momentul în care am acționat în acest interval de timp și ziua de mâine vom face la fel, ne-am pus un singur reper. În momentul în care se termină campania, să nu putem spune că mai aveam de făcut cu tare și cu tare lucruri și nu l-am făcut. Împreună am câștigat multe alegeri, la fel se va întâmpla și de data aceasta, a afirmat liderul Partidului Conservator din județul Gorj. Am câștigat împreună alegerile locale, am câștigat împreună alegerile parlamentare, am câștigat împreună alegerile parlamentare și iată că de această dată, duminică seara, vom câștiga și alegeri prezidențiale. Așa cum am spus-o, nu există niciun fel de, sau nu este loc de interpretări, Partidul Conservator, fie mai mic, și-a făcut datoria. Avem obligația să scoatem aproximativ 70% la alegerile prezidențiale, a subliniat Gheorghe Cocină, președintele UNPR Gorj. Victima și ne întâlnim aici, astfel cât Victor Ponta să obțină un rezultat nu bun, foarte bun la Gorj, pentru că dumnealui cariera politică și-a început-o din Gorj și avem obligația să scoatem un rezultat destul de bun, undeva peste 60%, dacă nu spre 70%. Gheorghe Dudău, reprezentantul PAS Gorj, a precizat de ce formațiunea politică din care face parte îl susține pe Victor Ponta. Conducerea centrală a partidului a hotărât ca să susținem cu desăvârșire candidatul Partidului Social-Democrat, pe domnul Victor Ponta. Aceasta din mai multe motive, întrucât programul dumnealui are foarte multe lucruri asemănătoare cu programul fostului nostru candidat. Și în calitate de român ce sunt, eu nu pot să susțin și am îndemnat electoratul nostru, așa mic cum este, dar avem și foarte mulți simpatizanți, să vină cu toții și să voteze Victor Ponta. Robert Filip, președintele PPD de Gorj, a îndemnat electoratul să vină la vot și să pună ștampila în dreptul lui Victor Ponta. Aș vrea să le mulțumesc direct celor aproape 10.000 de votanți și susținători al Partidului Popor Dan Diaconescu la Gorj, pentru că au rămas uniți, pentru că au ieșit la vot în primul tur cu
cu toate că am trecut prin destul de multe bariere și piedici, am rămas totuși mulți. Sunt absolut convins că suntem mult mai mulți de 10.000, s-a dovedit acest lucru și îi aștept la vot, îi aștept să susținem ceea ce s-a hotărât de la centru, domnul Dan Diaconescu, și anume să susținem pe domnul Victor Ponta. Și președintele PRM Gorj a transmis mesajul său electoratului. Noi, cei din Partidul România Mare, nu ne dorim să ne întoarcem din nou la epoca Băsescu, chiar dacă mai este puțin din ea, nu vrem să o luăm de la început. Ne-am săturat de cei 10 ani în care Traian Băsescu, prin pârghile pe care le-a avut, a condus prost și foarte prost România. La final, președintele executiv al PSD Gorj, Ion Călinoiu, le-a mai subliniat încă o dată celor prezenți că împreună pot da României cel mai bun președinte, pe Victor Ponta.